De o masă din partea jandarmerilor tălărmăneni. Vreau să vă ofer o floare. La mulți ani și multă, multă sănătate. Și noi vă mulțumim și o zi bună. În această dimineață, jandarmii tălărmăneni au executat o misiune mai puțin obișnuită. Cele vizate au fost doamnele și domnișoarele întâlnite la acea oră în centrul orașului. Jandarmii le-au oferit câte o floare și un gând frumos de primăvară. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, 8 martie, noi, jandarmii tălărmăneni, avem plăcerea și bucuria de a oferi garoafe tuturor doamnelor și domnișoarelor care am întâlnit astăzi în zona centrală a municipiului Alexandria. Activități similare am desfășurat și în municipiile Turnu Măgurele și Roșu Ordevede. Cu această ocazie aș vrea să le urez femeilor din județul Telorman multă sănătate, la mulți ani și împlinirea tuturor dorințelor. Prin acțiunile desfășurate la nivelul județului Telorman, jandarmii au dorit să scoată în evidență rolul important al femeilor în viața politică, economică și socială și să serbeze trecutul, prezentul și viitorul sexului frumos.